Dezbaterile din Comisia de Învățământ sunt mai mult blocate de certuri între parlamentari în loc să se ajungă la un punct comun. Discutăm despre situația din educație chiar acum cu Anton Hader, președintele sindicatului Alma Mater, și Miruna Croitoru, președintele Consiliului Național al Elevilor. Bun găsit! Bună ziua, doamnă! Să rămână! Mulțumesc foarte mult și aș începe cu dumneavoastră, domnule Hader, întrebându-vă dacă vocea sindicatelor a fost auzită pe această temă la dezbateri. Da, am fost de câteva ori chemați de-a lungul perioadei de câteva luni bune, de vreo 4-5 luni de când se tot discută despre această lege, dar prea multe dintre dorințele noastre n-au prea fost luate în seamă. De aceea am încercat să mergem către partide, pentru că și partidele în mod izolat au făcut posibilă o întâlnire cu noi, chiar mai multe, și o parte dintre lucrurile care ne interesau au mai fost luate în seamă, am mai progresat. Ultima întâlnire a avut loc acum câteva zile la Parlament, era acolo toată suflarea politică, în Comisia de Învățământ, doamna Natalia Nitoteru ne-a invitat. Am mai progresat și acolo un pic, puțin câte puțin ne-am mai văzut o parte dintre lucruri luate în seamă, să vedem ce va apărea în final. Dar să știți că, ziceți bine, nu prea se înțeleg, deși sunt amândouă partidele mari la guvernare. Nu mă refer la UDMR, că e și el partea procesului de guvernare, dar PNL-ul cu PSD-ul pare să că ar avea și gândiri disjuncte legate de lege. Unul dintre aspecte este cel legat de subiectul pe care dumneavoastră l-ați reliefat acum câteva minute cu problemele pe care le ridică în unele cazuri elevii noștri în școli, mai ales în învățământul obligatoriu, unde nu se prea găsesc soluții, unii ar vrea ceva, alții altceva. Doamna ministru zice, păi e greu că e învățământ obligatoriu, ceva trebuie făcut pentru că profesorii chiar nu mai sunt în stare să facă acolo ordine și cred că și elevii, liderilor, nu sunt împotriva unor măsuri, dar trebuie făcute cu cap pentru că nu putem ieși dintr-un cadru european să-i bagi la școala de corecție pentru orice faptă, nu poți. Ar trebui clar definite niște fapte pentru care ei ar trebui totuși să meargă acolo și să existe măcar pe poze sperietoare. Sper eu să n-ajungă prea mulți acolo, că în familie nu mai avem, doamna Petraru, speranțe mari, din păcate. Deci, revenind la subiect, noi încă mai așteptăm să vedem ce s-a materializat din ceea ce am discutat cu politicienii. Sunt lucruri pe care le-am propus cu bună știință, cu logică, mai ales că noi, cei din Alma Mater și celelalte două federații din educație, să mă zic profesor, FSL și Spiritoare, am participat în mod consistent la proiectul prezidențial România Educată. Dar uite că acum, la final, sunt corecturi destul de consistente. Vă pot spune că am văzut niște corecturi făcute de unii oameni politici și sunt uriașe acele corecturi. Semn că va mai dura proiectul de analizat. Vă referiți la partea legată de restricțiile pentru elevi sau în general? În general, doamna Petraru. Pentru că cele foarte comentate în aceste zile, în contextul pe care îl cunoaștem, cu creșterea violenței, numărului cazurilor de violență din școli, acestea sunt cele mai, hai să spunem, comentate subiecte în perioada pe care o... Da, și această zonă este văzută, din câte îmi dau eu seama, în mod diferit de diferite persoane din area învățământului care se preocupă de lege. Deci aici trebuie să se ajungă la un consens într-un fel anume, pentru că altfel vor vota în Parlament chiar cei care se preocupă de guvernarea țării, unii într-o parte, alții într-altă parte. Da, aș vrea să o întreb și pe Ramona Croitoru dacă a existat o discuție și cu reprezentanții lor. Da, comunicarea a fost constantă dintre noi și Comisia pentru Învățământ. Din păcate, cred că se cunoaște deja că noi suntem împotriva dezmatriculării, tocmai din principiul că este neconstituțional. Cred că avem o mică problemă. Ne auzim. Spuneați, numai puțin, pentru că s-a întreruptă ceva mai devreme legătura cu dumneavoastră, spuneați că sunteți împotriva exmatriculării.
dar cu celelalte măsuri care au fost propuse, și anume scăderea notei la purtare pentru situații speciale, evident, luarea în calcul acestei note scăzute la purtare pentru media finală, de asemenea, controale făcute înainte de intrarea în unitățile de învățământ, școlile să fie închise în perioada cursurilor, cu acestea de principiu ați fi de acord? Da, având în vedere că sunt niște sancțiuni dreptate care sunt deja stipulate și înrofuit, în contextul în care la începutul acestui an școlar a fost eliminată exmatricularea din Rofuim, ne întrebam de fapt care este soluția și este foarte trist să vedem că profesorii văd prin drepturile elevilor o anumită amenințare cu privire la drepturile profesorilor. Trebuie să lucrăm împreună elev-profesor și cred că cel mai important este să ne asigurăm că acești elevi care au diverse atitudini agresive sunt, de fapt, integrați în un învățământ și pot să își continue studiile, pentru că doar prin educație se pot rezolva aceste probleme. Și propunerea noastră a fost concilierea, pentru că, de fapt, prin conciliere se rezolvă totul. Și e ceva au răspuns, pentru că aceasta a fost o discuție mai veche legată de consilieri, legată de cadrele medicale, de psihologi. Nu sunt oameni pregătiți. În contextul actual chiar sunt, având în vedere că la începutul acestui an chiar a fost anunțată dublarea numărului postelor de consilieri școlari, însă ce am mai propus noi a fost ca această consiliere să se poată realiza și fără acordul părinților, adică dacă un elev își dorește să beneficieze de ore de consilier, aceasta se poate face acest lucru fără această reticență sau reținere din partea părinților. Mai mult decât atât, Noi ar trebui să vedem exact care este problema și să vedem exact cum putem să ajutăm acelele să își atingă obiectivele și să vedem exact cum poate să fie integrat în învățământ și cum să beneficieze de accesul la educație, mai ales că vorbim din nou despre învățământ obligatoriu. Comparația cu alte state europene trebuie să fie făcută și referitor la faptul că la noi, până în clasa 12, învățământul este obligatoriu, pe când în alte țări nu e. De aceea este foarte important să vedem de ce oameni nu poate să aibă loc exmatriculare deloc în învățământul obligatoriu, ci doar în învățământul posițial, spre exemplu. Bun, și ca să tranșăm cumva și chestiunea politică, domnule Hadar, ar trebui ca noile propuneri să fie adoptate teoretic undeva până în iunie, având în vedere că suntem aproape în mai și mai începe oricum cu o mini-vacanță și se vor întâlni oricum în mai puține zile în luna care vine parlamentarii. Există șanse să fie adoptate? Dacă specialiștii cu adevărat în educație se vor întâlni separat și vor lua în seamă atât propunerile noastre, ale elevilor, ale studenților, ale studenților civile, căci sunt și acestea demne de a fi luate în seamă, nu? Și propunerile lor, între ei, vor fi în măsură să le analizeze și să plece asupra lor cu rigurozitate, e posibil să iasă un document care s-ar putea să treacă ceva mai ușurel prin Parlament. Dar, momentan, vorba noastră, parcă nu se mișcă lucrurile, dar cel mai important lucru, pe lângă aceste lucruri, pe lângă aceste aspecte de natură legislativă, cred că vă dați seama și toți spun acest lucru, îl reprezintă procurarea unei sume serioase de bani ca să aplici proiectul România Educată. Pentru că degeaba după aia avem lege dacă nu avem bani ca să putem să facem ceea ce scrie în lege. Asta e marea problemă. Iar un aspect esențial reprezintă atragerea cadrelor tinere către educație, pentru că, așa cum știți, mulți dintre cei din învățământul universitar, dar și din cel superior, se apropie de pensie. Cei mai valoroși profesori sunt acum în ultimii ani de predare și tare mi-e teamă că la 2.500-3.000 de lei, cât este acum salariul unui debutant în învățământul universitar sau al unui asistent universitar din Universitățile de Stat ale României, nu mai vine spuma, crema, cum era pe vremuri când am angajat noi, generația mea, în învățământ.